Revenim în polivalenta din capitală. România A, România B, 21-12 după prima repriză. Vă reamintesc că în finala mică Rusia a depășit Serbia 33-32. Revedem cele mai frumoase momente din prima parte a jocului. Neagu a jucat circa 15 minute. Martin Ambroș vrea să vadă la lucru toate jucătoarele în perspectiva europeanului din Franța, unde vom juca de Ziua Națională a României pe 1 decembrie în compania Cehiei. Așteptăm cu toții o revanșă din partea tricolorilor după înfrângerea din optimile mondialului din Germania de anul trecut. Mai suntem în grupă cu Germania și Norvegia. Primele trei se vor califica cu rezultatele directe în faza grupelor principale și vom juca cu echipele din grupa C. Vă spuneam, o finală inedită între România A și România B, după ce puștoaicele din formația secundă a României au reușit o victorie uriașă în fața campioanei olimpice Rusia. O victorie importantă, o victorie la un gol, o victorie de moral pentru aceste tinere jucătoare. Între timp însă va fi o premiere. Toți jucătorii care vor primi un trofeu din partea vor fi premiate fostele campioane mondiale cu Naționala României, atât la handbal în 11, cât și la handbal în 7. Un moment special la această ediție cu numărul 50 a trofeului Carpați. Președintele Federației Alexandru Dedu va premia alături de Steluța Luca, vicepreședintele Federației, și Cristina Văzaru, secretarul general al Forului de Specialitate de la București, trei dintre cele mai valoroase jucătoare medaliate cu aur la mondiale. Astăzi, în această seară specială, avem trei medaliate cu aur la campionatul mondial. Am să am rugămintea spre dumneavoastră să le aplaudați și să le primiți cu multă căldură pe Elena Hedeșiu, campioană mondială în 1962. Elena Hedeșiu, campioană mondială la handbal în 7 în 1962. Ați văzut-o în imagine, aplaudată la scenă deschisă. Aurora Leonte, dublă campioană mondială la handbal în 11 și handbal în 7. Una dintre cele mai eficiente jucătoare din acea generație. Și Aurora Alexandrescu, campioană mondială pentru România. Doamne care merită aplauzele dumneavoastră frenetice. La felica și vizele de Iusia, paraniștele de România. Și vă rog să continuați cu aplauzele. Campioane mondiale care nu sunt aici vor primi acest trofeu. Ana Elena Biro, Cornelia Butlan, Maria Constantinescu. Tipă campioană mondială, să nu uităm despre Maria Constantinescu, Constanța Dumitrescu, Ana Nemeț, Edel Trauzauer, Ana Stănișel. Doamnele handbalului românesc, trei dintre fostele campioane mondiale, pentru că să nu uităm, România a fost campioană mondială de două ori la handbal în 11 și o dată la handbal în 7. Îi vom vedea și pe componenții naționale masculine premiați tot de către conducerea Federației Române de Handbal. Ștefan Birtalan, Marin Dan, Cristian Gațu, Gheorghe Goran, Mircea Grabovski, Roland Guneș, Petre Ivănescu, Gabriel Chicid, Mihail Marinescu, Titus Moldoveanu, Cezar Nica, Olimpiu Nodea, Ștefan Orban, Cornel Oțelea, Cornel Penu, Valentin Samungi, Mircea Ștef, Werner Stöckl, Constantin Tudosie și Radu Voinea, prezenți în tribune, vor primi și ei, înainte de premierea trofeului Carpați, din partea Federației Române de Handbal, medalii comemorative, dar și diplome pentru activitate și pentru rezultate și pentru promovarea handbalului românesc.
Nica Olimpiu, Ioan Nodea. În câteva momente va începe repriza secundă. Ați văzut o imagine pe Mădălina Conache puțin mai devreme. Iată-o pe Dedinsa Dedu. Senzațional între buturi astăzi. Haide să ne bucurăm de handbal. România contra România B. Ultima verificare pentru prima reprezentativă înaintea europeanului din Franța. Așteptăm enorm de la Naționala României la acest campionat continental. Și să nu uităm, vor fi alese după această partidă două jucătoare din lotul B care vor face deplasarea în Franța. România va pleca cu 16 jucătoare plus o rezervă și va juca la Brest, vă spuneam, cu Cehia, Germania și Norvegia. Toate meciurile României vor fi în direct și în exclusivitate pe TVR1 și pe TVR HD. Televiziunea română va transmite 35 de meciuri de la campionatul european din Franța. Recuperează Denisa Dedu, culege această minge, Neagu. Florica pasă din Inter în Inter, lasă mingea Dragul, liniștește atacul Eliza Buceschi, temporizează și inițiază un nou atac pozițional. Stăm în continuare cu pivotul între apărătorii centrali. Timbăm mingea la linia de 9 metri, începem combinația. Ne-a venit în zonă centrală, scoatem la Eliza, aceasta încearcă să prelungească spre extremă, Cristina Florică dă pe retur. Neagu, fetă de pas la pivot, aruncă cu podeaua, nu a reușit să iasă, să ia prin planul acolo Pinte, a așteptat-o Cristina până în ultimul moment. Zanfirescu, Zanfirescu, perfectă execuție, încântătoare acțiune, killerul defensivei naționale în România și în prima repriză. A aruncat din precontact, s-a dus acolo cu Dragut și a reușit să dea pe lângă apărătoarea centrală. O minge pierdută de ticolorele mari. 21-13. Bianca Bazaliu așteaptă mingea pe stânga. Zanfirescu, fetă de pază la pivot, Conache încearcă să-i facă culoar. Blocată repede, ies repede în întâmpinare Neagu și Pintea. Bazaliu, bară și poarta încă tremură după aruncarea puternică a Biancai Bazaliu. Neagu. Neagu pasă sărită. Nu are sincronizare cu Dragut pe această fază. Și vine golul. Perfect se descurcă acolo Anca Polocoșe. Mai are o verișoară care joacă handbal. Ana Polocoșer, portar. Fratele ei, Sebastian Polocoșer, dacă mi-am inteles bine, la CSU Suceava, a jucat câțiva ani și la handbal cu Vaslui. Un Inter dreapta cu un braț puternic, un stângaci remarcabil. Udiștoiu intră în circulație, coboară al doilea pivot. Dragut. Faultată Eliza Buceschi. Zanfirescu faultează des și util pentru defensiva României B. Rupe construcția atacului primei reprezentative. Neagu pas la pivot, piruetă, 9 metri. Le scoate sufletul Tina Pinte acolo în defensivă, extrem de puternică. Oportun faultul făcut acolo de Daria Bucur. Gol ușor înscris de Cristina, care a aruncat năprasnic. Priviți-o în acțiune. Ce killer instinct are Cristina. Dacă o lasă să-și facă pașii de aruncare, nu mai are nicio șansă. Daria Bucur, Inter dreapta, de la Corona Brașov. Zanfirescu.
Lasă mingea pentru Bazariu. Aproape de dublu dribbling. Joacă 1-1 Zanfirescu, atac între două apărătoare. Iuganu, boltă perfectă în colțul lung. Foarte bine a atacat Zanfirescu între două apărătoare și a creat unghi mare de pătrundere lui Iuganu. ...22-15. Neagu. Dragut. Scoate la pivot și acolo pintea nu poate fi oprită. Nimicitoare pe faza ofensivă, Clina Pintea. Vă reamintesc că lipsesc din națională fiind accidentate Țicu, Zanfir și Pristaviță. O absență importantă și din lotul Besoina Târcă, care are mâna stângă în gips după partida cu Brăila. În mod normal și ar fi fost prezent aici. O jucătoare de mare valoare, de mare perspectivă. Golghetera naționalei de junioare. Zanfirescu, frumoasă depășirea, dar pasa vine un pic cam târziu. Cristina Florică pleacă dribbling pe contraatac. Jucătoarea de la Vâlcea, apără Ciucă, o știe foarte bine de la SCM Râmnicu Vâlcea, sunt colegi la echipă. A intuit bine, a citit aruncarea cu echipierei sale. Desemnată de către Federația Europeană între cele mai promițătoare 20 de jucătoare, Cristina Ciucă, din Europa. Frumoasă depășirea, încearcă să arunce cu efect, Dedu se opune. Este peste tot Denisa. Cu mai mult tupeu joacă România B. Ce bine a plonjat acolo Denisa, Dedu și a salvat Daria Bucur. Iugan întoarce mingea la linia de 9 metri. Pasă bună acolo, Conache faultat, arbitrii lasă jocul liber, considerând că a avut brațul liber. Pași, dictează arbitrii. Foarte bine asigură echilibrul defensiv Cristina Neagu și recuperează mingea, blocând contraatacul. Anticipativă, vede bine jocul Cristina. Dragut, Neagu. Scapă pe moment de Polo Coșer, dar este oprește dribbling-ul. Neagu pasă la pivot. Din nou se opune Ciucă. Componentă și a naționalei de junioare și a naționalei de tineret. Formată la Craiova. Din nou Ciucă este pe minge, respinge din nou o minge grea, primisă de bombardierul României, liberă, Iuganu ratează incredibil. Denisa Dedu eliberează repede mingea. O pasă printre, ce frumos a improvizat acolo Buceschi, jumătate din gol l-a făcut această pasă plecată de la Eliza. În continuare creativă, altruistă, dă pase de calitate. Pintea pusă față în față cu portarul, nu a ezitat să înscrie. Madalina Zanfirescu lasă mingea pentru Bazaliu. Zanfirescu între două apărătoare. O minge atinsă de Denisa Dedu. La aruncarea Soniei Serafician, jucătoarea lui Minaur, a mai jucat la Cluj, cetate de Deva, CSM Slatina, din Gure doar a Sonia Seraficianu, 21 de ani. România! 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 Eliza, Cristina, pasă din săritură,
Florica nu reușește să o învingă pe Ciucă, care închide orizontul, desface brațele și nu mai are pe unde să arunce extrema de la Vâlcea. Indică schema cu echipierelor Mădălina Zanfirescu. Conache stă lângă Udziștoiu acolo, încercând să vină la blocaj. Foarte bine, au creat superioritate numerică în acea zonă, dar Iuganu nu o poate păcăli cu această boltă pe Denis Adedu. Mingea nu prinde poarta. Gânditor Ambros Marti trebuie să ia o decizie vis-a-vis de ce jucătoare va lua de la lotul B în Franța. Neagu. Din nou blocajul la post. Daria Bucur a fost acolo. Daria Bucur întoarce în centru. Vine pe axul central, un no look pass, o pasă în care a disociat bine privirea. Nu s-a prins Conache. Foarte bine s-a apărat Bazaliu acolo în marcaj. Pe repliere și a reușit să trimite mingea spre poartă. Ce frumos! Daria Bucur! Ce bombă a explodat din mâna jucătoarei de la Corona. 19 ani. Descoperită la Constanța de profesorul Pușcașu, fostă campioană națională de junioare 2. O handbalistă care face foarte bine și faza defensivă, folosită mult la Brașov pe apărare. Florica la coboară al doilea pivot, Dragu trage întors, Ciucă din nou închide poarta. 24-16. Iuganu intră în circulație, o pasă la portar de data aceasta Bianca. Bazaliu prinde Denis Adedu cu ambele mâini această minge. Neagu din nou, combinație perfectă cu pivotul, verticalizare la Pina Pinta, care din nou este decisivă. Ce priză la minge, ce catching ball are Pinta. Foarte bine prelungește Bucur în extremă și trage în colțul lung Sonia Seraficianu. Și-a deschis bine unghiul. Descarcă bine România B pe extreme. Și-a câștigat bine Sonia poziția favorabilă. Minutul 43. 8 goluri diferență însă. A revenit pe teren Gabi Perian. Venită stângă. Perianu, Laslo. Se apără la Perianu, fosta sa colegă și prietenă de la Brăila. Mădălina Zanfirescu. Ce cuplu de apărător central făceau la vicecampioana Dunărea Brăila. Iuganu fură mingea, reușește intercepția, Târșoagă eliberează mingea. Daria Bucur scoate în centru. Zanfirescu, Daria Bucur caută să bage extrema în joc. Sonia a ieșit târziu însă în combinație. Face schimbări pe bandă rulantă. Horatiu Pașca încearcă să aibă prospețime în joc. Efortul depus ieri de România B cu Rusia a fost unul remarcabil. Conache joacă mult pentru linia de 9 metri, încearcă să facă de multe ori culoare. Bazaliu amenință poarta, Daria Bucur. Bazaliu pasă la pivot, Conache scapă din marcaj, se strecoară acolo și își valorifică bine poziția, a luat prin planul, a băgat umărul spre poartă. A judecat bine această pasă Bazaliu. Execută Mezina Naționalul României, Târșoagă, Andreea Târșoagă, înscrie fără probleme.
Golghetele mureșenilor în Liga Secundă, vă spuneam. CSM Târgu Mureș se bate la promovare în acest sezon. Foarte bine au dejucat intenția ofensivă puștoaicele lui Horațiu Pașca. Eliza în blocaj, apărare coerentă, compactă și foarte elastică a României B. Cu doi dispeceri pe teren în România, Buceschi și Laslo. Perianu trage la un etat superior, contrat însă pe brațul activ în momentul aruncării. Apărarea României B a ajutat mai mult poarta, acolo unde Diana Ciucă a avut din nou o evoluție remarcabilă. Conache, Zanfirescu încearcă să fructifice o combinație cu pivotul, nu iese însă. Pinte a ieșit decis acolo la coordonatorul de joc. O minge agățată foarte bine de Pediano. Rațiu scăpată pe contraatac, trage cu podeaua și vine golul. Perfect timingul pe acest atac rapid al României. Caută combinația, frumoasă învăluirea! Ce apariție are Zanfirescu! Sclipitoare! Oportună apariția în flancul stâng, pasă perfectă. Ardean scapă pe centru, din nou se opune Diana Ciucă. Iuganu foarte bine susținut contraatacul și aruncă din plonjon Cristina Boian, vitezista României B. la 20, cartul este de 6 goluri. România B începe să pună probleme primei reprezentative. Perianu se înalță și arată că poate fi unul dintre tunarii echipei României. Ce lunetistă! Pazaliu ușor nehotărâtă. Foarte bună pasa. Perfect timingul între Conache și Zanfirescu. Faultată Conache. Să vedem dacă se dă 7 meți. Nu, doar 9 meți arată cei doi arbitri. Vă spuneam, la ultimul meci din carieră din Cidinu. Bazaliu duce mingea spre extreme. Bazaliu a judecat bine faza și rămâne irezistibilă. Dacă îi dai spațiu și o lași singură, nu te iartă. Taxează ieșirea târzie a apărătoarelor. Se duce acolo în centru și
Rupe plasa. 27-21. O eliminare în tabăra României. Ardean. Nici nu am sesizat-o, sincer. Nu are portar între buturi echipa pregătită de Martin Ambros. România. Laslo. Laslo încearcă o pasă pretențioasă. Și o ratează. Daria Bucur. Zanfirescu. Scoate pe stânga. Târșoagă! Ce răspuns are România B. Andreea Târșoagă, Duracellul României B în multe momente. Și are doar 17 ani. Are forță în joc, dar și procedee remarcabile de aruncare. Time-out cerut de Martin Ambros. La scorul 27-22. Mai puțin de 10 minute din, până la finalul meciului. We don't have a goalkeeper. We don't have a goalkeeper. So we need to start the action here and try to finish over there. So let's play. Eli, let's play. First cross, but cross. Push that one. You also long one. Pivot, stay in the middle. Quédate en el medio. And después del segundo, after the second cross, turn to that side where you go with the ball. Attention, Laszlo in the impart from the wing. You go directly the pass to our wing. And in this moment, you change. Okay, in this moment, you change. Go! Nu mă las pe noi, nu vă retrageți sub nicio formă. Nu mai aveți pe crina în spate, nu două lângă pivot. Mai sus, da? Interesant, Martin Ambros încearcă să improvizeze o schemă nouă cu care să-l surprindă pe Horațiu Pașca. România în inferioritate numerică, fără goalkeeper între buturi. Încă 13 secunde. Cu 6 handbaliste pe atac, Martin Ambros. Spunea Cristina Neagu, ne-a relaxat și nu e ok. A căutat bine faultul, a căutat precontactul și România este în formație completă. Denisa Dedu între buturi. Perianu într-o poziție deloc convenabilă de inter dreapta. Eliza. De obicei juca Laszlo acolo. Laszlo aruncă frumos pe evitare. Și străpunge defensiva. Frumoasă execuție. Cușdoace lui Horațiu Pașca joacă un pic cam departe de poartă. Și apărarea se mișcă bine. A tras întors Bazaliu, Denisa Dedu din nou atentă. Vede mingea și nu primește gol. Organizează și dirigează jocul atât Eliza cât și Cristina Laszlo. Pași aici, pași aici. O fentă în plus care a dus-o în pași pe Gabi Perian. Daria Bucur. Gianluca Petruș. Târșoagă. Gianluca Petruș. Dispece pentru România B. Daria așteaptă mingea. În prepasiv a intrat România B. Nu atacă poarta. Da. Iuganu încearcă să scape de echipă. O apărare sufocantă a Laurei. Târșoagă. Depășire pe piruetă. Ce fază frumoasă a făcut Andreea Târșoagă. Componenta lotului de junioare și tineret. Locul 7 la Europeanul de Junioare în 2017. Argint la Festivalul Olimpic al tineretului european în 2017.
jucătura din Târgu Mureș, față în față cu Denis Adedu. Aruncă prea sus. Siguranță care are mare emoții. 6 goluri diferență. Laslo nu reușește să o învingă. Mediana Ciucă încă o dată la post. Daria Bucur contrată tare acolo. Să spunem că și România și România B are poartă. Toți portarii au fost în formă din nou. Denis Adedu, care face minuni între buturile naționale în România. Plonjează și recuperează din tușă. Avem doi portari la prima reprezentativă, Iulia Dumansca și Denis Adedu, foarte valoroși, complementari. Dragut a revenit pe teren. Încearcă Lasco să limpezească puțin atacul echipei lui Martin Ambroș. Raciu, pivot. O frumoasă acțiune, o apariție în interdreapta pentru Gabi Perianu, care surprinde defensiva adversă cu această aruncare întoarsă. Foarte bine și Raciu a destabilizat prin acea mișcare defensiva României B. Ștefania Lazar în interdreaptă. Jucătoarea de la Slatina. Una dintre puținele jucători experimentate din lotul secund al României. Lazar peste poartă. Cere să reconfigureze atacul Martin Ambros lui Laslo. Îi indică ce schemă să joace. Cu siguranță România nu a arătat totul din punct de vedere tactic la acest trofeu Carpați. Vor fi multe surprize la campionatul european. Echipele din grupa noastră cu siguranță vor avea casetele cu meciurile de la trofeul Carpați. Experiența lui Ardean este remarcabilă. Plasează foarte bine. Responsabilă cu golul veterana naționalei României. Argin la mondialul din 2005, bronz la mondialul din 2015. Valentina Ardean Elisei. Îl joacă din nou de una singură. Joacă bine relația 1-1. S-a dus din nou cu tupeu peste adversare. 30-23. Vă spuneam și puțin mai devreme, avem trei accidentări importante în primul lot. Țicu, Zanfir, Pistavița. Geiger nu a jucat la acest trofeu Carpați, fi menajată. Dragut ne arată că poate fi unul dintre bombardierii României. Ați văzut-o pe Melinda Geiger pe bancă, nu a evoluat în cele două meciuri. Ea este ușor accidentată și antrenorii au hotărât să o menajeze la acest trofeu Carpați. Încă 2 minute și jumătate. Pasă greșită a lui Târșoagă, Ardean reușește intercepția, dar acolo cine este? Inegalabil, Adriana Ciucă. Doar 18 ani. Acest diamant al lui SCM Râmnicu Vâlcea.
portar care a dus-o de multe ori pe Petra Blazek, goalkeeperul național al Austriei, a lăsat-o pe bancă pe Petra Blazek. Time-out cerut de Horatiu Pașca. Antrenorul secunda naționale României, antrenor și la Gloria Bistrița. Dacă aglomerăm jos cu o parte, o facem cu scopul de a trimite mici a partea aia altă, unde e spațiu mare. Pune pivotul aici între 2-3, pe partea între Ana și Central. Între Ana Dragos și Central, da? Aici, pe care o joacă, între 2-3 aici, pe partea asta, pe partea lui Târș. Larg de acolo, tu deschide! Vine mici de la plana, tu deschide! Tu după, exact, nu tot pe Alis după tine și dai pe asta Târșii. Dar tu du-te pe Alis, nu o să se lucrai niciodată cu tine. Înțelegi? Și tu du-te în culoar 1 între Dana, fără nici, între Dana și extrem. Între Dana, Radu și extrem. Campioana olimpică Rusia în tribune, supărate țarinele lui Țefilo pentru evoluția din primul meci. Salvează încă o dată Denisa Dedu la aruncarea Ralucăi Petruș. A betonat poarta României Denisa Dedu astăzi. Dragu duce mingea în extremă, keeper la bara a doua. Frumoasă plutirea. Un minut și jumătate. Târșoagă. Scoate în centru. Încearcă din nou să se insinueze între două apărătoare de data aceasta. Foarte atente Perianu și Dragu. 5-1 al României. Ștefania Lazar așteaptă pe partea opusă. Duce mingea către Boian. Repasare. Din nou aceeași inegalabilă Denisa Dedu. A baricadat poarta României. Ultimele 40 de secunde. Trofeul Carpați ajunge după 5 ani din nou la România și rămâne acasă. Dragut, ia Achilea pe cont propriu și perforează poarta adversă. 32-23. Se grăbesc cuștoaicele lui Horatiu Pașca și înscrie contul scurt. Spectaculos Cristina Boian. Un ultim gol. Încă 5 secunde. Raciu fuge pe atac. Laszlo îi spune să o lase moale. 33-24. România A învinge România B și își ajudecă trofeul Carpați, un rezultat de moral înaintea campionatului european, transmis începând de săptămâna viitoare de televiziunea română în direct pe TVR1 și TVR HD. Rămâneți alături de handbalul românesc, rămâneți alături de televiziunea publică, pentru că nu veți regreta. Seară minunată în continuare. Mulțumesc colegilor de la Carul 6 TVR care v-au oferit această transmisiune.
Bine v-am regăsit din nou la Exclusiv în